Dragi elevi de clasa a 12-a, studiem astăzi unitatea de conținut România în relațiile internaționale interbelice 1918-1940, integrată în unitatea de conținut relații internaționale în epoca contemporană. Vom dezvolta 4 unități de competență, încadrarea termenilor specifici istoriei contemporane în contexte care implică explicații, interpretări și atitudini, analiza schimbărilor survenite în spațiu și timp, cercetarea informații din diferite surse în vederea stabilirii credibilității și validității opiniilor și evidențiem că este un subiect pe deplin abordat, aveți foarte multe lucrări scrise despre politica externă a României, și transferarea abilităților de operare cu relațiile de cauză-efect în perceperea adecvată a situațiilor din viața reală. În primul rând, evidențiem că în anul 1918 s-a realizat Marea Unire în condițiile când se încheia Primul Război Mondial și Transilvania, Basarabia și Bucovina s-au unit cu regatul. Această unire a pus începutul unei noi epoci politice și prioritățile în plan extern au fost stabilite de către administrația guvernelor liberale, țărăniste, dar și de coaliție, fiind o prioritate a acestora în numele păcii. Totodată evidențiem că aceasta a fost vrerea întregului popor și nu a fost voința unui singur partid sau unui lider. Năzuința de pace, de afirmare și de construirea unor relații corecte între state a fost prioritatea politicii externe românești. Evidențiem că din acest considerent, adică că Basarabia era parte componentă a României, analizăm acest subiect fiind de interes inclusiv local. Am avut și basarabeni care s-au integrat în activitatea diplomatică de la București. Nume de basarabeni o să găsim și în lista participanților în cadrul Conferinței de Pace de la Paris din anul 1920, atitudinea Bucureștiului pentru integrarea Basarabiei în procesul de recunoaștere internațională a fost întotdeauna deschisă și insistentă. În anul 1920, România s-a prezentat la Paris pentru a realiza un deziderat important, recunoașterea statului și înscrierea evenimentului de la 1 decembrie 1918 în textele de drept internațional pentru a fi recunoscută România Mare. Unirea a fost ratificată în anul 1920 prin tratatul de la Trianon, în cazul Transilvaniei, Crișanei, Banatului și Maramureșului, semnat cu Ungaria, și prin tratatul de la Versailles din 28 octombrie 1920, în cazul Basarabiei. Totodată, situația Bucovinei a fost recunoscută prin tratatul de la Saint-Germain, semnat în septembrie 1919 cu Austria, și de asemenea României i se recunoștea dreptul asupra cadrilaterului după înfrângerea Bulgariei încă în anul 1913, în cadrul celui de-al doilea război balcanic. Evidențiem că atât teritoriul cât și populația României a sporit foarte mult, de aceea el ajunge un stat de mărime medie pe continentul european. În cadrul Conferinței de Pace de la Paris, delegația românească a participat inițial în frunte cu Ionel Brătianu, vestitul reprezentant al Partidului Liberal, conducătorul acestuia și politicianul care se identifică cu concepția liberală românească. Din păcate, în cadrul conferinței, România a fost exclusă din toate comisiile, inclusiv din comisiile teritoriale, de aceea majoritatea tratatelor nu le-a avut pentru analiză preliminară și chiar au fost înaintate delegației române cu câteva minute înainte de a fi puse sub semnare. Ne referim inclusiv la tratatul cu Germania, care i-a fost oferit lui Ionel Brătianu cu 5 minute înainte de a fi semnat și reprezentantul României a pus semnătura cu motivul că România nu are pretenții față de granițele Germaniei. Totodată, delegația României s-a confruntat cu o problemă foarte serioasă la Paris, legată atât de prevederile unor tratate,
Ne referim inclusiv la situația legată de recunoașterea Basarabiei, dar și de prevederile tratatului de la Trianon, care presupunea intervenția marelor puteri pentru apărarea dreptului minorităților naționale. Iată de ce Ionel Brătianu s-a arătat foarte supărat față de atitudinea marelor puteri, care tergiversa problema recunoașterii Basarabiei, care insista pe apărarea dreptului minorităților naționale și asta era abordată ca pe o imixiune în treburile interne, problema Banatului, pentru că o parte a Banatului intra în componența statului nou creat Iugoslavia, problema reparațiilor, pentru că României se oferea un singur procent din contribuția care urma să fie achitată de către Germania, dar și numeroase tensiuni care au existat între delegația Consiliului celor patru mari puteri, Woodrow Wilson, George Clemenceau, David Lloyd George și Vittorio Emanuele Orlando, pe de o parte, și delegația lui Ionel Brătianu, pe de altă parte. Situația a fost cumva îmbunătățită în timpul celei de-a doua delegații a României, reprezentată de către Alexandru Vaida Voievod, care, după cum afirmă unii istorici, a reușit să intre în grația președintelui conferinței Georges Clemenceau și, de fapt, Franța a fost primul stat care și-a pus semnătura pe recunoașterea granițelor României mari. Cu toate că România s-a arătat nemulțumită de multe prevederi ale conferinței de pace, totuși evidențiem că ea a devenit un înverșunat apărător al granițelor europene stabilite prin sistemul de la Versailles și a fost unul dintre fondatorii Ligii Națiunilor. Iar reprezentantul României, Nicolae Titulescu, a deținut două mandate în anul 1930-1931 la conducerea acestui important și prestigios for internațional și a devenit un simbol al păcii pentru toată Europa. Principiul spiritualizării frontierelor, a coexistenței pașnice și colaborării între toate statele europene a fost, de fapt, prioritatea acestui important diplomat care și-a manifestat, nu atitudinea pașnică, dar care și-a manifestat atitudinea pentru o colaborare pașnică între toate statele lumii. În ceea ce privește politica externă, Nicolae Titulescu evidenția principiul de la național spre regional până la internațional, iată luzinca României peste graniță. De fapt, este un principiu de colaborare cu toate statele care au o viziune de pace și integrarea României în organismele internaționale care au această prioritate de colaborare și de stabilire a principiilor de pace pe tot continentul european. Amintim că Europa depășise un război foarte crunt, cu un impact dezastruos pentru continent, de aceea activitatea Ligii Națiunilor era un obiectiv de a se menține pacea și colaborarea între toate statele. Iată de ce, prin Nicolae Titulescu, aceste priorități au identificat și politica externă a României. Relațiile cu puterile europene, atât marele puteri cât și cele din vecinătatea imediată a României, au fost foarte diferite. De fapt, dacă analizăm harta, vom stabili câteva paliere de state ce au o viziune diplomatică diferită. Anglia și Franța, ca și garante ale sistemului de la Versailles, urmau să întreprindă acțiuni pentru a apăra prevederile și deciziile luate în cadrul acestui prestigios for. Statele mici sau noi constituite, Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Ungaria, Austria, urmau să-și protejeze granițele, deși în lista acestor state se integrau și state revizioniste, precum Ungaria și Bulgaria, față de care România trebuia să ia o altă atitudine.
Pe un alt palier se situează Uniunea Sovietică, statul care cunoscuse o lovitură de stat în anul 1917, prin care Imperiul Țarist a fost lichidat, și noul stat, constituit în anul 1923, promova lozinca dictaturii proletariatului în toată lumea, extinderea concepțiilor comuniste, socialiste, de aceea relațiile cu acest stat au fost un pic altele. În ceea ce privește colaborarea cu statele europene pentru a se menține pacea, evidențiem mica înțelegere sau mica antantă, cum mai este numită ea, constituită prin acorduri bilaterale în 1920 și 1921 de Cehoslovacia, România și Iugoslavia, de fapt numită oficial Regatul Sârbo-Croato-Sloven. Denumirea de Iugoslavia a apărut abia în anul 1929. Acest organism presupunea stoparea revizionismului ungar și a însemnat o colaborare, de fapt, în numele protejării principiilor lansate de Conferința de Pace de la Paris. În cadrul formării micii înțelegeri, rolul României a fost foarte important, îl evidențiem pe diplomatul Tache Ionescu, care a colaborat în vederea promovării și organizării acestei structuri diplomatice importante din estul Europei. În ceea ce privește relațiile cu statele europene, evidențiem că ele s-au desfășurat în vederea consolidării unității și integrității teritoriale, semnându-se tratate de alianță cu Polonia în 1921 și 1926, cu Franța în anul 1926 și în același an și cu Italia. În același timp, prin Nicolae Titulescu, România a fost implicată activ în această perioadă în crearea unui sistem de securitate colectivă care să contribuie la menținerea sistemului versaiez. Totodată recunoaștem că relațiile cu Italia, dar și cu Germania, au fost în mare parte de stil economic, axate pe o colaborare în vederea schimbului materialelor de mare interes strategic, în special pentru Germania. Dacă facem trimitere la documentul istoric, evidențiem semnificația tratatului din anul 1926, care a fost semnată de Majestatea sa Regele României prin Constantin Diamandi, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar în Franța. Pe de o parte, și Aristide Briand, președintele Republicii franceze, l-a delegat pe Aristide Briand, deputat și președintele Consiliului, ministru afacerilor externe, care au ratificat un tratat ce avea o semnificație deosebită, dar mai mult teoretic decât practic, este adevărat. Prin articolul 1, România și Franța își luau reciproc angajamentul de a nu comite de o parte și de alta niciun atac sau invaziune și de a nu recurge în niciun caz la război. Această stipulațiune nu se aplică dacă este vorba de exercitarea dreptului la legitima apărare, adică de a se opune unei violări a angajamentului luat prin aliniatul 1 al prezentului articol. În prevederea a doua se menționa că, de asemenea, ținem cont și de o acțiune întreprinsă prin aplicarea articolului 16 al Pactului Societății Națiunilor, dar și de o acțiune întreprinsă pe temeiul unei hotărâri a adunării sau a Consiliului Societății Națiunilor sau în aplicarea articolului 15 aliniat 7, care vedea păstrarea granițelor și integrității teritoriale. De fapt, dacă analizați acest document, o să observați că Franța oferea garanții securității naționale a României și asta era o mare realizare a diplomației naționale. În anul 1934 este semnată Alianța Balcanică sau Înțelegerea Balcanică, Antanta Balcanică, o alianță formată la 9 februarie 1934 la Atena din reprezentanții României, Iugoslaviei, Greciei și Turciei. De fapt, este o alianță cu un caracter defensiv, cu scop de a-și proteja granițele în fața revizionismului bulgar. Aceasta a fost creația lui Nicolae Titulescu, care insista foarte mult pe colaborarea
între statele care locuiesc în aceeași regiune și urmăresc același obiectiv de pace și păstrare a granițelor. Ideea principală a acestor două înțelegeri, Mica Înțelegere și Antanta Balcanică, a fost de a se crea o alianță europeană, regională, în fața revizionismului și, de fapt, de a fi o barieră în fața expansiunii Rusiei spre vest. Statele din Antanta Balcanică doreau să-și poată apăra granițele împotriva oricărui inamic, dar, de fapt, obiectivul central era stoparea revizionismului bulgar după ce semnase tratatul de la Neuilly-sur-Seine încă pe data de 27 noiembrie 1919. Impactul Marii Depresiuni asupra politicului a fost destul de mare pentru că după ce în anul 1927 a murit regele Ferdinand și în același an și liderul liberalilor Ionel Brătianu, s-a produs o criză dinastică și fără îndoială că lipsa de fermitate a regenței a condus la aceea ca în anul 1930 în România să revină Carol. Domnia lui a fost marcată chiar de la început de efectele crizei mondiale, de instaurarea unui regim autoritar și, ca urmare, prioritățile în politica externă s-au modificat substanțial. Total diferite au fost relațiile cu Uniunea Sovietică în perioada interbelică, pentru că ele s-au bazat pe o permanentă neîncredere cauzată de refuzul Uniunii Sovietice de a recunoaște unirea Basarabiei cu România și de a retroceda tezaurul. Aceste relații pot fi împărțite din punct de vedere cronologic până în anul 1934, după această dată fiind reperul de stabilire a relațiilor diplomatice oficiale. Totuși, aceste relații au alunecat pe o pantă de neîncredere după anul 1936, culminând în anul 1939 cu tensiuni serioase și semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, iar în anul 1940 aceste relații s-au prăbușit definitiv. Facem o referință la anul 1934-36, atunci când Nicolae Titulescu, ministrul de externe al României și omologul său Maxim Litvinov din Uniunea Sovietică au căutat modalități de soluționare a problemelor relațiilor româno-sovietice. La 9 iunie 1934 au fost redeschise ambasadele, relațiile au fost restabilite, a început un dialog în vederea retrocedării tezaurului, iar în anul 1936 a fost semnat pactul de asistență mutuală. Însă, din păcate, acest tratat, care avea 4 puncte și prin care în mod indirect era recunoscut Nistru ca graniță dintre cele două state, nu a fost ratificat nici de București, nici de Moscova. Demiterea celor doi miniștri, adică Titulescu și Litvinov, a însemnat tensiunile în plan politic între aceste două state. În concluzie, evidențiem că anul 1938, de fapt, aducea Europei schimbări de anvergură radicală. Ascensiunea administrației hitleriste în Germania și eșecul politicii conciliatoriste a Angliei și Franței au adus dispariția de pe harta Europei a statului austriac, iar în scurt timp și a celui cehoslovac. Pretențiile statului italian, a guvernului lui Mussolini, și ascensiunea nazismului în general în Europa, inclusiv în Spania prin dictatura lui Franco încă din anul 1937, a schimbat cu raportul de forțe și, de fapt, conceptele diplomatice care se cereau promovate. Iată de ce, către anul 1938-1939, diplomația trebuia restabilită după noi principii. În concluzie, menționăm că pe tot parcursul interbelic România a reușit să realizeze proiecte diplomatice de anvergură continentală, să se integreze în alianțe internaționale, promovând prin toate guvernele o politică de pace. Din păcate, în anul 1939, acest sistem s-a prăbușit și statutul României s-a modificat. În anul 1940, alianțele Mica Înțelegere, Antanta Balcanică, dar și căderea Franței sub ocupația lui Hitler a făcut ca România să devină izolată și astfel
să-și înceapă procesul de prăbușire, iar prioritățile politicii externe să fie modificate radical. Atât pentru astăzi, data viitoare cu un alt subiect.